Hefte, față în față cu Vâlceanu. Hefte! A intuit portarul direcția în care va merge mingea, dar n-a fost suficient. O lovitură liberă directă din careu, ceea ce înseamnă penalt. Câștigă până la urmă. Iată și pe De Noier, trece frumos Mitrea, poziția este bună. Gol! Hefte! Ce eroare defensivă! Hefte deschide scorul după 3-4 minute de la startul reprizei secunde. Tot Pitu a insistat acolo. Mulți dintre jucătorii formației ardelene plecaseră spre mijlocul terenului. Hefte, care a marcat și din penalti în precedentul meci jucat acasă, victorie cu Gaz Metan Mediaș 2-0, tot așa repede după pauză, vreo 10 minute de la startul reprizei secunde, din penalti. Pitu, Ciobanu, De Noier, pe jos și șutul în gol al lui Hefte. Excelentă centrarea lui De Noier. Hefte se bucură acolo în fața galeriei. Deschidere de scor rapidă, minutul 12. Hefte își confirmă încă o dată vocația de goalgetter. Rezolvare extrem de simplă și mai ales extrem de eficientă. Iată-l primind, încercând să trimită în spate către Robert Moldoveanu, minge câștigat acolo de Romario Pires și o boltă care intră în poartă! Îl scrie Hefte de la centrul terenului! S-a retras Eșanu, ar fi putut să ajungă această minge, dar a alunecat exact în momentul în care se pregătea să intervină și Hefte face 2-0. Suferința teribilă prin care trece Mihai Eșanu, surprins de această boltă a lui Hefte. Iată-l pe Hefte și trage de la 60 de metri, cred. Eșanu este acolo, putea să intervină, îi alunecă însă gheata. Cred că ambele ghete i-au alunecat. Jucători care stau bine ca talie, mai ales că vine acolo și Ghiță, sigur Hefte, jucător cu gabarit, cu talie. Gol! Hefte! 5 minute și 30 de secunde de la startul partidei și în acest moment atacantul spaniol îl egalează în fruntea marcatorilor din Liga 1 pe Sorescu, are 5 goluri marcate. Spaniolul rămâne jos la Boboc, centrarea lui Boboc, Hefte! Mingea este deviată, dar se duce în poartă! Eu v-am spus că e periculos cu spatele la poartă, deci ce cât plumb poate să toarne în picioare un astfel de gol încasat de o echipă în ultimul minut din prima repriză. Poziție bună pentru gazde, Sali scoate aici la Artean în dreapta, are timp, are spațiu, Artean în fața porții, gol! Tripla lui Hefte Betancor. E frustrant pentru echipa din Clinceni, fără îndoială. De la greșeala lui Pârvulescu undeva aproape de mijlocul terenului. Acestea sunt consecințele. Încă o dată Dușon, terenul advers, acolo a stat, nu se ducește Artean. Reprimește Artean, arată bine centrarea. Mingea este în poartă. Se pare că golul este validat, mi s-a părut că este offside la Hefte. Și după un sfert de oră, deschidere de scor, centrarea bună a lui Artean. Nu este offside.
este offside. Hefte este scos din offside de Dumitriu, jucătorul cu numărul 11, care stă acolo chiar la coțul careului mic. Nu se vede în acest cadru. Stop cadru realizat de colegii din CAR. Ne lămurește. 2-1. După 590 de minute, defensiva Piteștiului este bătută 2-1 și jocul este oarecum relansat, al 9-lea gol al golgheterului campionatului, Hefte Betancourt. Minutul 97, ultima fază a meciului, fluieră Călin. Betancourt se apropie de minge și gol! Farul egalează la ultima fază, se termină Gazfarul 1-1 și Poenaru rămâne fără victorie în fața lui Hagi în 6 întâlniri. Apărare om la om, ghesuială mare acolo în careul mic. Retrimisă în careu, voleu din apropiere. Înscrie Hefte. Înscrie Hefte și sparge gheața. După două ratări mari, Hefte fructifică din apropiere, un volet destul de simplu, un corner pe care apărarea lui Dinamo n-a reușit să-l rezolve.